Salutare, oameni buni! Mă aflu la o lansare de model. Este vorba de nou Maserati Gran Turismo 2, care e o noutate până la urmă. Mă bucur că mai face lumea mașini sport să dea. Este o continuare a modelului Gran Turismo vechi, doar că puternic modificat, n-are nicio legătură tehnică cu acela, nici măcar nu mai împarte motorizările, platforma, asta înseamnă șasiu, tip de suspensii și tot felul de chestiuni astea de tehnică în esență, și folosește o platformă complet nouă care a fost obținută prin dezvoltarea platformei de Giulia. Nu sunt foarte multe detalii cunoscute, dar m-am băgat pe sub mașină și am văzut că pe puntea spate, de exemplu, brațele n-au nicio legătură cu ce vei vedea pe o Maserati Grecale sau pe o Alfa Romeo Stelvio sau Giulia. Iar acest motor este unul de toată lauda. Se numește Nettuno V6 și este un motor bazat pe acel F154 de Ferrari, care la origine este un motor V8 la 90 de grade. Doar că Alfa Romeo are o variantă numită 690T, prezentă pe modelele Quadrifoglio, Stelvio și Giulia, care dezvoltă în principiu acolo în jurul a 510 cai orientativ până la 540 de cai putere maximală. Păstrează configurația acelui motor, însă duce mai departe conceptul din mai multe puncte de vedere. În primul rând, spre deosebire de motorul de Alfa, ăsta are altă cursă și alt alezaj. Alezajul diferă, la ăsta este 88 cu 82, la Alfa e 86,5 cu 82 și de aceea motorul de Alfa are o cilindrie de 2891 de centimetri cub și ăsta are 2993 aproximativ, însă rămâne tot un V la 90 de grade și mulți ar spune de ce la 90, că nu e echilibrat. Adevărat, doar că având chiulasele la 90 și nu la 60, are centru de greutate mai jos și alte modificări care au fost făcute. Motorul este preluat de la un Maserati MC20, o mașină relativ recent lansată, doar că în cazul de față, pe echipările Modena, puterea este de 490 de cai și pe trofeu, cum este acesta, e de 550, diferențele fiind de soft. Diferența majoră față de motorul de MC20 este că are ungere cu carter umed, cu baie de ulei, nu cu carter uscat, pentru că nu e nevoie de un motor plasat atât de jos, dar o să vedem mai târziu că au alte artificii parcurse. Acum, au dus mai departe mecanismul de dezactivare de cilindri care este pe Alfa Romeo, tot oprește bancul acesta, doar că de data asta le oprește și arborii cu came, nu numai culbutorii, printr-un mecanism hidraulic încă nedezvăluit. Și altă chestie pe care o observ este lipsa pompei de vacuum pe bancul drept. Asta înseamnă că mașina, dacă are suporți motor controlați electronic, ei nu folosesc vacuum, ci folosesc curent electric sau sunt cumva electrohidraulici, nu cu pneumatic. Și oricum, pompa de vacuum doar pentru asta era folosită, deoarece și Alfa Romeo și majoritatea vehiculelor din grup folosesc nou modul Continental de frânare, care este un sistem brake-by-wire ce nu necesită asistare pe vacuum. În rest, motorul, ca mare inovație, folosește un sistem mix de injecție și de aprindere, preluat din Formula 1. În primul rând, la fel ca și 690TU de Alfa, are un stil de injectoare directe plus unele multipunct. Cele directe au 350 de bar, cele multipunct 5 bar. Cele directe sunt plasate direct în camera de combustie, însă tangențial, iar cele indirecte sunt plasate în camera de admisie, adică în practic în galerie. Este o adăugare care a fost făcută pe parcursul anului 2020, cam așa, la Alfa Romeo și a fost preluată și aici, însă marea modificare este că acest motor are și o precameră de combustie, la fel ca la tractoare, dar de fapt este o preluare din Formula 1. Adică, în tavanul camerei de combustie, există o altă precameră foarte mică, ce are în capăt o a doua bujie față de cea clasică, care este plasată undeva transversal lângă injectorul direct. Și practic acea precameră de combustie este umplută pasiv cu aproximativ 5% din cantitatea de combustibil pe care motorul o înghite și este aprinsă de acea a doua bujie, generând un front de flăcări, 6 la număr, care aprind inițial acea precameră de combustie și cele 6 jeturi aprind toată partea de cameră generală de combustie. Astfel că, pe lângă faptul că are și injecție multipunct și directă, care pot funcționa separat sau împreună, aceste sisteme presupun funcționarea motorului în precameră de combustie sau pe injecție pur directă.
fără existența acelei camere. De aia se folosesc două bujii. Raportul de compresie fiind cam 11,1 la 1, este un motor ce poate să aibă o eficiență ridicată în condițiile în care are o dezvoltare de putere majoră și eficiență. Și asta înseamnă probabil și putere, dar și consumuri destul de modeste pentru clasa asta de motor. Un aspect pe care îl recunosc de la motorul de quadrifolio este faptul că alternatorul și cu compresorul de aer condiționat sunt montate invers, adică fuliile sunt în partea aia pe curea și corpul acestor atașamente este în exterior. Și în acest fel au putut să facă motorul compact. El este twin turbo, însă față de Alfa Quadrifoglio, acesta, neamai având acea pompă de vacuum, are actuatoarele turbinelor cu motoraj electric, nu cu pneumatic. Două turbine, una pe fiecare banc, pe exterior galeriile de evacuare, nu este un motor cu concept twin turbo hot V inside, deci avem admisiile în interior, evacuările pe exterior, filtre de aer, intrările în turbo, turbina comprimă, bagă în interculerele laterale și după aia reîntoarce în galeria de admisie, unde avem două clapete cu senzori din ăștia de temperatură. Aici sunt actuatoarele astea pentru ventilarea vaporilor din rezervor pentru fiecare banc, care se duc odată în zona de admisie și odată în zona de turbo, la fel ca și gazele de carter. Are pompă de apă pe curea, plasată în zona centrală, împreună cu alternator și compresor de aer condiționat. Servodirecția este electrică. Și deci dezactivare de cilindri, în care bancul ăsta se oprește complet. Doar pistoanele funcționează, fără supape, fără arbori, fără circularea lanțului, cel puțin așa au anunțat ei. Rămâne să vedem exact cum se va petrece chestia asta. Însă nu e doar motorul. Mașina este cuplată la o cutie ZF 8KHP, probabil cea mai bună din industrie la ora actuală, care însă are o chestiune interesantă. Toate modelele sunt tracțiune integrală cu sistemul Magna Actimax sau Q4, cum îl numesc ei, cu permanent tracțiune spate plus o casetă de transfer care printr-un pachet de ambreiaje trimite cuplu și către puntea față. Interesant este că motorul este plasat foarte în spate și din acest punct de vedere au eliberat foarte mult spațiu jos și, mulțumit acestui lucru, motorul poate fi plasat jos la aceeași linie cu diferențialul. Sunt pe același plan de înălțime și asta înseamnă că, deși e o ungere cu carter umed, motorul acesta stă foarte jos și, fiind și cu chiulase la 90 de grade, coboară și mai mult centru de greutate. Ce mai interesant la mașină este că are suspensii pneumatice, se pot vedea furtunurile de traseu aici, dublu braț pe față și multibraț 5 pe spate, total diferită însă de suspensia de Alfa Romeo. Și cam atât pe partea tehnică, evident un diferențial cu blocare, cu control cu alunecare limitată de la Magna Powertrain, probabil un LSD adevărat, cu un sistem de tracțiune integrală cu repartiție integrală de cuplu, niște faruri LED care acum sunt montate vertical, nu orizontal, dar astea sunt chestiuni de estetică. Și ce mai interesant este că îmbină aripile cu capota. E ca o scoică și putem vedea din felul în care este deschisă această capotă. Și în linii mari cam atât, pentru că restul elementelor nu prea se văd și încă n-au fost dezvăluite. Eu am putut să observ doar pompa suplimentară de ulei, lipsa pompei de vacuum, configurația de turbo și de admisie cu două clapete, configurația V6 de asemenea cu 24 de valve, cu culbutor cu compensare hidraulică și distribuția este una pe trei lanțuri. De la arborele cotit pleacă un lanț vertical la un pinion intermediar, de la acel pinion câte două lanțuri pe fiecare parte și pentru că distribuția se află la spate, variatoarele hidraulice sunt tot acolo. Deci orice mentenanță presupune acces pe dedesubt sau demontarea transmisiei și a motorului. Cândva. Oricum, cine și-a mașinile astea le ia pentru condus și nu se gândește neapărat la costuri. Prețurile la această mașină încep de la 150.000 de euro. Și acum totuși să închidem capota și să arătăm și designul mașinii, care e unul foarte reușit. Și aici putem vedea niște trasee interesante de ventilare, care de fapt permit aerului să iasă pe aici, reduce frecarea chestia asta. Grila activă, evident. Și evident, Netuno înseamnă tridentul acesta Maserati, care este vorba de zeul mării din mitologia italiană-romană. Iar profilul este unul nou. Jantele sunt asimetrice, 20 pe față, 21 pe spate, probabil cu etriere Brembo, cu dimensiune generoasă. Aici putem vedea suspensia multibraț cu arcurile pneumatice, deci nu sunt arcuri, sunt de fapt perne, care simulează mai bine probabil arcurile astea au considerat ei. Pe urmă, la partea din spate, o evacuare activă. La modul normal de condus, gazele ies doar pe
țevile exterioare, nu și pe cele interioare. Și în general, echiparea Modena este mai luxoasă, cu accente mai colorate, așa, contraste, să spun, iar acest trofeu este cel care e mai sportiv, de asta are și putere mai mare și scaunele au cumva un fel de desen diferit cu niște oase din astea, stil de pește. Iar în premier există și o variantă full electrică, numită Folgore, care are un motor pe puntea față și două pe puntea spate, cât unul pentru fiecare roată, fiecare din ele având 300 de kW, 1200 de cai cumulat, doar că puterea totală pusă pe șosea e până în 800 de cai, sistem de 800 de volți, baterii, chestii, dar sincer, aș lua V6-ul ăsta, care clar este, prin sunet l-au pornit mai devreme aici și se aude în mare fel. Și acum să vedem așa mici detalii, portbagaj cu deschidere electrică. Nu este foarte adânc acest portbagaj pentru că dedesubt stă diferențialul acela activ. Priză de încărcare, îmi place faptul că are o mică urmă de iluminare inclusiv în interior, foarte drăguță partea asta. Tunel de transport schiuri, pentru că cine stă în Italia și își cumpără așa ceva, cu siguranță o să meargă la Bormio, Trentino, Madonna di Campiglio și alte stațiuni de schi celebre de la ei, Cortina d'Ampezzo, și evident că se presupune că o să transport schiuri. Ca să faci o poză, evident. Nici o problemă. Așa. Benzină frumos, ia, sunt curios dacă vrea de 98. Premium High, e clar că cere 98 în esență, dar oricum, asta n-ar trebui să fie o problemă pentru cine își permite o asemenea mașină. La fel ca la celelalte modele Maserati noi, domnul Silviu Toma aici pe rol. Trebuie să faci testul ăla de evitare cu asta cumva. La 200, că ține, da. Așa și exact cum ai la modelele noi de Maserati, ușă cu deschidere electrică. Interesant că au pus un pic de piano black aici, butoanele de închidere. Sistemul audio este un Sonus Faber de două tipuri în funcție de nivel. E cazul să menționez că astea sunt materiale reale, foarte frumos cosute, butonul de deschidere electrică, dar și o siguranță mecanică pentru ușă, foarte drăguță chestia asta. La grecale, de exemplu, pe ușa din spate nu există așa ceva. Scaunele dintr-o bucată, cu 8 reglaje, cu reglaj lombar și, spre surprinderea mea, am încăput destul de ok în spate, doar că scăfârlia e în zona geamului. E clar că la 1.90 nu-s gândite scaunele astea pentru mine, dar îmi plac detaliile. Prizele de încărcare, paharele astea cu suprafață de carbon, ventilații în spate, difuzoarele pe partea aceasta. E o mașină care clar e foarte bine lucrată. Și acum la interior, din nou, cel puțin pe varianta asta de echipare, îmi place deosebit lipsa conceptului de piano black. O mașină joasă, dar este un Grand Tourer până la urmă, nu este o mașină sportivă de circuit, nu e ca un MC20, care clar va fi mai agresiv, dar el are ungere cu carter uscat, motorul este situat în altă poziție și o mașină mai incisivă pentru circuit. Aceasta clar e gândită pentru touring confort și clar are suficientă putere. Încărcător wireless, două tipuri de USB-uri, priză de 12V. Suporturile astea de pahar par încălzite. Îmi place de asemenea și cheia, care e mai grea ca un telefon de 200 de grame, foarte impunătoare, și îmi place care are alt design față de al altor Maserati-uri. Și asta ne arată că n-au stat băieții pe loc. Îmi place și mecanismul acesta pe care îl recunosc de pe alte modele, cu capitonaj și fibră de carbon plasată peste și un mic spațiu de depozitare în zona asta. Undeva aici ar trebui să fie butonul de deschidere torpedo, l-am ghicit. Materiale moi, reglaje, foarte frumos făcut. Asta îmi place că este oglindă digitală. Deci în momentul în care o dai în sus și motorul e pornit, ai un ecran aici care îți arată reglajele acestea. Microfibră pe tavan stil Alcantara și în partea asta sunt butoanele de lumini, buton general cu reglaje suplimentare în partea aceasta și butonul de deschidere portbagaj plasat sus, la fel ca și la alte modele de Maserati. Ceasul acesta, care are sigur un design editabil din zona meniului. Transmisia fiind una ZF-UKHP cu padele, nu mai are un schimbător convențional și, la fel ca la alte modele, cum ar fi grecale, folosește o tastă selectoare. Aici, fiind piano black, s-ar putea ca la un moment dat să nu
te împaci bine cu petele, dar poți foarte bine să ai o microfibră cârpă în zona asta să poți să ștergi. Practic ai ecranul de climă și ecranul principal de navi și un bord complet digital care ar trebui să fie cu Android Automotive. Și da, ceva interesant ar trebui să fie evident, moștenirea Chrysler, și anume sistemul Uconnect, care presupune pe spatele volanului tastă de volum sus, volum jos plus mute pe partea dreaptă și pe stânga melodie sus, melodie jos sau post de radio sus, post de radio jos plus sursă pe centru, degrevând astfel butoanele comenzilor, și sistemul de Home Link, programarea ușilor de garaj automate oriunde în lume. Nu cred că e cazul să mai spun că manufactura este de cea mai bună calitate peste tot și este un design atemporal până la urmă, nu pare neapărat ca o mașină nouă dacă excluzi aceste ecrane, ceea ce zic eu că este foarte bine, un pic de steagul Italiei pe aici. Designul cred că este făcut intern, în timp ce celălalt era făcut de Pininfarina. N-are soft close, că nu ne e lene să închidem. Probabil faruri Matrix, Pixel, toate cele. Și aici a stat un pitic, trebuie să coborâm scaunul. Frâna de parcare pe partea asta, îmi place ideea asta aici. Cu desenul și ornamentele astea care nu sunt piano black, seamănă cu cele pe care le vedem pe Lexus. Și ușa, mă rog, un mic minus e că dacă o deschizi larg s-ar putea să nu mai ajungi după ea. Și poziția de condus este foarte neutră, așa, nu-i nici jos, nici ridicată. Volanul mi se pare interesant că e destul de mare. Reglajul este electric, având o clapă în partea asta de aici. Și o să pun contactul în ideea de a arăta pe aici. În alta nu vreau să pornesc mașina. Aici putem vedea oglinda digitală. Foarte bună opțiune asta, pentru că o poți regla. Dacă dai, de exemplu, aici, ai opțiuni de luminozitate și de aici poți să reglezi sus-jos. Și cam atât. Foarte tare chestia asta, pentru că dacă vei căra niște adulți în spate, nu o să mai vezi de ei. Și chestia asta se poate vedea foarte ușor aici. E obturată vederea, ori așa vezi foarte bine. Deci jos pălăria pentru partea asta. Și dacă ne uităm la bord, este exact conceptul pe care l-am văzut și pe alte vehicule. Și aici, de exemplu, ai posibilitatea de a oscila pe mai multe tipuri de cadrane în partea stângă, reglaje diverse. Ai de asemenea posibilitatea pe centru de a schimba chestiuni de computer de bord, informări diverse. Și telefon cluster layout. Aici, de exemplu, poți să dai pe relax, care presupune mai puține ceasuri. Și dacă dai pe clasic, presupune o vedere normală din aceasta. Simplu de balea din partea asta de aici. Modurile de condus se obțin prin rotația acestui element GT Sport și Corsa, care îți afectează toți parametrii motor, cutie, diferențial, partea asta de evacuare spate cu clapete, și pe centru rigidizezi amortizoarele la o apăsare de buton și apare o siglă de sport acolo, iar în partea aceasta este pilotul automat adaptiv, dar și pilot normal, din câte știu. Dacă ții lung apăsat, ar trebui să meargă o schimbare din asta, uite, ACC, cu distanță și plus control automat pe partea asta de viraj. Iar farurile adaptive sunt pe partea asta și dacă mi-aduc eu bine aminte de la tonale, poți să schimbi sau ar trebui să se poată schimba de la o clapă de aici în lateral, deși n-au făcut treaba asta activă, să poți să schimbi paginarea ecranelor. De aici doar poți să dai drumul la ștergătoare. Deci cumva bordul a rămas clasic, fără să limiteze anumite, sau a limitat un pic de fapt, dar oricum important e că are ceasuri clasice și se vede foarte bine. Și de la clonarea asta de aici poți să afișezi hartă, consumuri, chestii de genul ăsta. E, și pe zona centrală ai odată ecranul, care presupune Uconnect-ul 5 ca nivel, deja îl știu de pe alte vehicule din grup. Este unul dintre cele mai fluente sisteme. În primul rând, ai o listă de aplicații care pot fi favorizate prin steluță, ai setările de vehicul, care presupun o vedere generală în partea asta de verificare, de exemplu Drive Mode îți arată ce schimb aici, cum se pot seta. La partea de performanță
când e motorul pornit, îți arată presiune în turbo, presiune ulei, cuplu, chestii de-astea. La controle, de exemplu, de aici poți să activezi sau să dezactivezi oglinda digitală și poți să blochezi torpedoul, să nu se mai deschidă, poți să vezi camerele de vedere 360 și pare că sunt destul de calitative grafic. De aici le închizi de pe partea asta și la setări, evident, aici ai o întreagă grupă de rubrici unde poți, de exemplu, să setezi, dacă mi-aduc bine aminte, uite, la suspensie, auto-entry că-ți coboară partea asta. Dacă acum, de exemplu, apăs pe auxiliare, pe jack mode, se va bloca ca să poți să o ridici pe elevator. Și setări de audio, notificări, parcă la un moment dat erau și chestiuni de frânare, uite, că poți să dai auto park brake să se blocheze, tăria frânei o poți seta și ar trebui să mai aibă la un moment dat funcție de auto hold. Poți să setezi ce tipuri de display să-ți apară, performanță, consum, toate chestiile astea. Mi se pare un sistem foarte drăguț așa ca setare, îl știu de pe alte modele. Și sistemele de asistență, toate chestiunile astea de distanță, bipăituri și așa mai departe. Și undeva la 7 Comfort, auto-intrare, de aia să se deschidă singure, tăria suspensiei, chestiuni de genul acesta. Telefon, navigația este un TomTom care funcționează de asemenea pe vedere 3D. Așa. Media, home, da, cam astea ar fi și de aici le poți regla și mi se pare că are și o tastă de asta de scurtături. Și aici este climatizarea, de unde poți, de exemplu, să umbli la ventilație, temperaturi, ventilație în scaune, care este pe mai multe trepte, încălzirea la fel și partea de încălzire în volan. Și de aici poți să reglezi toate chestiunile astea. E drăguț că sunt spre șofer și chiar dacă ea n-are schimbător aici, pentru că poți să pui cotul, foarte ușor poți să proptești mâna așa și să reglezi zona de volan. Acum aici, de exemplu, ai meniu pentru scaune, unde poți să reglezi suplimentar pe lângă acele contacte. Poți foarte mult să extinzi, de exemplu, perna, lateralele acestea de la scaun, lateralele de pe vertical, asemenea și pentru pasager, pe lângă reglajele alea clasice. Ambientul înseamnă iluminatul, care presupune și culoare, dar și intensitate. Ceasul acesta, de asemenea, poate fi reglat în mai multe tipuri. Clasic parcă arată cel mai bine. Și pe auto, astea sunt partea de lumini, faruri, da. N-are butoane pentru treaba asta, dar recunosc că sunt măcar înclinate spre șofer, nu bate soarele pe ele fiind în lateral și ar trebui să lumineze destul de bine. Și aici, cam asta ar fi zona de interior. Geamurile, blocarea, oglinzile, e până la urmă genul ăsta de mașină, nu trebuie tehnologizată peste un nivel și le-au păstrat discret, adică dacă vrei le lași acolo să fie, le-ai regla, nu contează, ai volanul, ai padelele clasice metalice, parbriz frumos și head-up display care este 3D, se vede foarte frumos, materiale bune și un motor de 550 de cai cu tracțiune integrală în această setare, care însă poate fi intens schimbat la temperament din punctul de vedere al setărilor pe partea asta de aici. Deci cine are bani sigur se va bucura de mașina asta, că e genul acela de lux care e în segmentul don't ask, don't tell. Cine are 200 de mii să dea pe mașină de asta, teoretic am știe ce cumpără. Și ce să zic, sper să o prind la test drive, să o prezint ca lumea cum îmi place mie, deși cred că și acum am dat destul de multe informații. Și asta a fost un material mai scurt, cu puțină gălăgie, că na, e o lansare, e muzică, n-am eu pretenția să oprească oamenii ăștia lucrurile pe aici. Și acum vom opri, ca să nu afectăm bateria. Mai mult decât super designul ăsta. Na, oricum, italienii le-au pe ale lor și e clar că au lucrat la mașina asta pentru că se cerea un update. Este o mașină care numai modelul Gran Turismo și Gran Cabrio nu mai fusese optimizate de ceva timp. Chiar dacă au pierdut motoarele V8, au câștigat un motor cu adevărat special pe această configurație. Că s-a tot scris despre motorul ăsta și mă bucur să că am putut să-l văd și eu live.
Și în încheiere vreau să arăt și acest showroom care are, în primul rând, poze diverse de la modele trecute, care ne arată toate cupeurile lor și cabriurile. Sper să găsesc pe aici un 5000 GT, o mașină comandată de șahul Iranului. Și, na, fotolile astea care sunt de bună calitate. Și foarte mult mi-a plăcut acest colț, unde ți arată tapițeriile disponibile și tipurile de modele de scaune, volanele, ornamentele de bord, cum ar fi gloss, stil mat, stil lucios cu fibră de carbon în diverse tipuri. Astea sunt din nou lucioase și lemn cu granulație mată sau lucioasă. Personal, îmi place designul ăstora, doar că fiind lucioase mi se pare că se pot zgâria. Astea mate sunt mai interesante. Și de asemenea la volan, piele de diverse tipuri, ai și fibră de carbon în partea asta superioară, de asemenea piele deschisă și foarte drăguț, chiar n-am mai văzut la alte volane, ramă de lemn pe exterior. Și la fel treaba asta, ca să ne dăm seama ce tip de piele se pune pe aceste mașini, uitați-vă cât de groasă este în raport cu degetele, adică are niște milimetri și vezi exact cum e textura tapiseriei asta fiind finisată exact ca și cum ar fi pe mașină, cu tot cu partea de cusături. Și asta, na, este specifică oricărui showroom premium. Mi se pare o parte foarte interesantă ca să înțelegi exact ce cumperi și să nu te trezești cu mașina venită să zici că nu-ți place. Numeroase nuanțe și texturi, aceste genți pentru voiaj care probabil sunt configurate special pentru portbagajul mașinilor și probabil la masa asta se configurează mașinile, au loc ședințe. La fel, tipurile de jante, etriere, discuri și aici, și asta mi se pare foarte interesant, culorile mașinilor care sunt vopsite, sunt culorile reale cu aceeași perlă, aceeași granulație, aceeași calitate ca cele de pe mașină și le poți vedea pe niște machete și poți să și atingi nuanțele astea ca să-ți dai seama, uite, de exemplu, acolo cum se vede perla. Contează super mult în segmentul premium să ai asemenea dispozitive ca să poți să arăți clientului exact. De asemenea, fațetarea acestor elemente de piele, cum arată cusăturile la capăt, uite. Cât de moale este de dedesubt tapiseria. Chestiuni de genul ăsta care contează mult mai mult decât ne-am gândit noi. Și aici la fel, uite ce mișto e ideea asta. Să vezi textura asta așa. Adică nu mai trebuie să conștientizezi că dacă tu vezi într-un catalog albastro, nero, nu știu cum, uite cum se numește ăștia, Blue Emoțiune, nu-ți spune nimic când îl vezi scris, dar când îl vezi așa și îl pui în lumină, mai ales aici în sertar, îți dai seama exact cum vine lumina pe ele. Foarte, foarte tari chestiile astea. De asemenea aici, astea sunt cred că manualele tehnice de la mașini, zona de acte. La fel, clanțele, mânerele. Și asta e chiar un mâner real, unde putem vedea butonul real de deschidere cu fibră de carbon. Observăm țesătura care este elegant alesă aici, evident pe o microfibră Alcantara, la fel ornamentele astea de fibră de carbon reală, care sunt chiar de pe mașină, sunt exact piesele pe care le vezi pe mașină, ne fiind niște machete în esență, probabil costă o căruță de bani astea, fiind aplicate aici pe o bază de aluminiu, cu un strat de fibră de carbon și asta este fibră de carbon reală, cred că are 20 de grame piesa asta, iar în partea de jos, de asemenea, ornamentele de carbon de grilă. Și așa că, exact cum spuneam în filmări, premium înseamnă experiența. Adică, una e să te duci să cumperi un Maserati de la un Samsar, pe nu știu ce târg murdar de noroi, care e îmbrăcat în training și e vai steaua lui, nu știe nimic despre mașină. Și alta e, când ai bani și îți permiți, să vii, frate, la showroom, să vezi toate chestiunile astea. Adică, comandarea mașinii în sine este o experiență. Pui mâna pe ceea ce vei primi, vezi detaliile astea care zic că contează foarte, foarte mult. Și așa ar trebui configurate mașinile astea de lux. Și de asta replici precum Mercedes și restul și cutărică e regele nu sunt adevărate, pentru că la premium contează foarte mult experiența asta de vânzare și servisarea ulterioară, la care Maserati chiar excelează. Am un prieten cunoscut, adică mi-e cunoscut mie de fapt, care își permite. Are o serie întreagă de mașini și a avut un Maserati Levante luat second hand, dar pe care a ținut să-l serviseze la reprezentanță. Omul stă în Craiova și a ajuns să plătească pe o revizie 2000 de lei, în condițiile în care oamenii veneau cu platforma, îi luau mașina, o servisau la București, o spălau, o întrețineau, i-o aduceau înapoi.
Și mi se pare un preț corect pentru segmentul ăsta premium și un tratament așa cum trebuie. Adică mă era foarte mulțumit de servicii, nu știu. Probabil și la alte mărci și reprezentanțe se practică chestia asta, dar cu siguranță contează foarte mult aceste detalii pentru cine își permite o asemenea mașină și mă bucur că am putut să le arăt. Evident, brizbizurile clasice, gen tricouri, insigne, modele de trimarane, evident că Neptun e zeul mării. Nu știu exact cine și-ar cumpăra de astea în mod special, dar datoria lor e să le vândă. Dragilor, cam asta a fost emisiunea. Asta e, scuzați zgomotul de pe fundal, dar e un eveniment de lansare cu muzică, nu este ceva făcut special ca să vin eu să filmez pe aici. Am încredere că la un moment dat o să văd mașina asta scoasă și pe drum public și să o prezint, să o și conduc cum trebuie. La revedere!